Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Am avut un timp foarte frumos de cântare, de laudă la adresa lui Dumnezeu, în care am intrat în prezența Lui. Am avut un timp foarte frumos de rugăciune, în care am comunicat cu Dumnezeu, însă chiar dacă este timpul înaintat și este seară și suntem obosiți, vreau să spun că cuvântul lui Dumnezeu este important pentru noi, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este acela care într-o zi ne va duce de la moarte la viață. Slăviți să-i fie numele Lui! Haideți pentru cuvântul lui Dumnezeu în această seară să ne ridicăm cu toții în picioare. Vreau să dau citire textului care este hotărât pentru această seară după calendarele noastre biblice, care se găsește la Ioan, capitolul 11, începând de la, versetul 20. Este o istorie foarte frumoasă pe care cu toți o știm, este vorba despre învierea lui Lazar și titlul predicii în această seară spune Iisus, învierea și viața. Și toți creștinii să spună amin. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus a zis, fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la învierea în ziua de apoi. Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora Maria și a spus, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat, iute, s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângheau, când a văzut-o sculându-se, iute, a ieșit afară, au mers după ea, că ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut cum plânge pe ea și pe iudei care venise cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis, iată că îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus a înfiorat din nou în sine și a spus la mormânt, Mormântul era o peșteră la intrarea cărării și așezat o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zicea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu voce tare, Lazăre, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fășii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudei care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Amin. Reașezați locurile. În această seară, vă spun din toată inima, am foarte mari emoții. În primul rând că stau înaintea lui Dumnezeu, care este Sfânt. În al doilea rând că sunteți tare mulți în această seară. Și este răspunsul rugăciunilor noastre că Dumnezeu mai poate să atingă inimile noastre. Și în al treilea rând am foarte mari emoții că îmi spuneam că soția plecând de acasă, vezi că să termin punctual și să nu plictisești biserica. Și mă rog, Domnule, această seară, ca Dumnezeu să lase cuvântul Lui peste adunare, ca inimile noastre să primească cuvântul Lui Dumnezeu în această seară care este pentru noi. Nu știu ce se întâmplă, de câteva zile încoace, toate mesajele care le-am ascultat, toate cântările care ți-a ascultat acum seara, totul este vorba de moarte și de viață. Cum cânta tinerii, a cui ești când ai să pleci? Cine te așteaptă dincolo? Vreau să spun că starea emoțională este foarte greu să predic. La 2 zile după ce am fost aici la un priveghi și am văzut un copilaș micuț nevinovat stând în fața noastră. E greu să predici de înviere și de viață când cu 2 zile în urmă
ai fost într-o casă de jale. Dar Iisus Hristos se pare că vrea să ne spune ceva nou în această seară. Și se pare că Duhul spune, vrea să-ți atingă inima în această seară, să te mângâie și să spună, moartea este pentru o vreme, dar va veni vremea când te vei ridica și dincolo El te va lua de mână, El te va duce acasă, slăvit să fie numele Lui. Aș dori să spun că acest text din această seară despre învierea lui Lazar este cel mai frumoase și mai importante texte din Noul Testament. Avem locul acesta foarte frumos, Betania, de care se pare că este foarte important în viața lui Iisus. Este un loc undeva la 3 km de Ierusalim, dincolo de Muntele Măslinilor, și localitatea asta se numește Elazaria, adică orașul Lazar. Așa impact mare a avut acest miracol în acest oraș, că au numit tot orașul după Lazar. Și numele Lazar, rolul nostru principal, pe lângă Iisus în predica de astăzi, are numele așa frumos și prea puțin aud copii care îl cheamă Lazar. Lazar, știți ce înseamnă? Eleazar, Dumnezeu ajută! Iisus a făcut minunea aceasta și după minunea aceasta însuși a făcut Iisus o minune care El a murit și El s-a ridicat din nou. Și pe lângă aceste minuni, mai găsim încă trei minuni care le-a făcut Iisus Hristos, tot legate de învierea din morți. Fica lui Iair în Luca 8 spune și precizează foarte clar, ea tocmai murise. Tânărul din Nain, Luca 7:11, murise de câteva ore. Și Lazar, în textul nostru de astăzi, care este mort de 4 zile. Vedeți, noi ca oameni călători pe acest pământ, pământul acesta pe care noi așa de bine ne așezăm, pământul acesta nu este locul ideal pentru noi, fraților. Dar așa ne comportăm ca martorii lui Iehova. Cele mai frumoase case au ei, cele mai multe mașini, pentru că ei știu că aici o să împărățească o veșnicie. Noi însă suntem călători și acest pământ pentru noi este doar o călătorie înspre veșnicie. Haideți să nu uităm lucrul acesta. Dar pe drumul acesta pe care noi mergem astăzi, de multe ori ne pierdem. Și ne pierdem pentru că nu avem un lider bun care să ne conducă. Și ne pierdem că nu avem un om, un învățător care să ne conducă și să ne îndrume spre Hristos. Pentru evrei din primul secol, pentru evrei de la început, imaginea liderului, imaginea conducătorului era însuși păstorul. De aceea spune Iisus Hristos, eu sunt păstorul cel bun. Adică eu sunt liderul vostru, eu sunt conducătorul vostru personal care vreau în lumea aceasta să vă conduc până veți ajunge acasă, slăviți să-i fie numele lui Iisus. Și vreau să ne întreb în această seară, ca un muritor, care sunt planurile tale pentru această ultimă parte din anul 2019? Ce planuri ți-ai făcut? Știu sigur că în mintea voastră deja derulați planurile voastre. Te-ai gândit că vrei să-ți faci o casă și este bine? Te-ai gândit ca orice om, hai să-mi strâng un pic de bani, să economisesc ceva bani, să-mi cumpăr mai târziu ceva, o mașină, ceva frumos. Ai zis, hai să-mi termin școala, să-mi termin facultatea, să ajung și eu ceva în viață. Vrei să te măriți, vrei să te sori, Dumnezeu să ajute. Ți-ai făcut planul și sunt bune, dar vreau să vă întreb în această seară. Și nu întreb pe ăștia bătrâni, că nu suntem mulți aici, nu sunt mulți aici. Câți dintre voi v-ați întrebat vreodată, cine să-ți predice la mormântare? Cine să-ți cânte la mormântarea ta? Unde-ți faci mormântarea? Aici, în Austria sau pleci acasă? Pentru că noi ca oameni trecători, deși știm că ziua de mâine nu e noastră, noi nu ne mai gândim la mormânt și la moarte, numai la evenimente cum a fost vineri seara. Nu ne gândim. Știți, spune până unde putem noi să planificăm viața noastră? Fie că ești de 20 de ani, fie că ești de 50 de ani, fie că ești de 80 de ani. Poți să ai o viață planificată frumoasă până la groapă. Până în fața gropii, totul poți să planifici. Dar când stai față în față cu moartea, eu n-am văzut om care să spună doctorul că mai ai o săptămână de trăit. Și acel om începe să-și facă planul de viață. Nu. Și în textul de astăzi, în capitolul, n-am citit tot capitolul, este un capitol foarte lung, 45 de versete, o istorie frumoasă. Avem ceva toți în comun cu Lazar. Toți avem ceva în comun cu Lazar. În Ioan 11, cu versetul 1, primele versete, spune acolo, un oarecare Lazar din Betania. Și așa începe textul, un oarecare Lazar. Indiferent ce planul și-a făcut Lazar pentru toată viața lui, în fața morții, Lazar a fost un oarecare, la fel cum sunt eu, la fel cum ești tu, la fel cum suntem toți de aici. Înaintea morții, toți suntem un oarecare.
Moartea nu spune, ok, pă Samuel mai lasă un pic, are bauștele, are de făcut case, nu mă duc la el astăzi, că e prea ocupat. Moartea nu spune, pă Vasile lasă în pace, pă Iosif lasă în pace, nu, că au de făcut case, vin la ei în 20 de ani, nu. Înaintea morții, eu și tu suntem un oarecare. Ne naștem fiecare pe rând într-o ordine, cum o vedem aici, de la bătrân până la cel mai mic și numărăm anii. Dar noi când plecăm din lumea aceasta, plecăm păsărite, fraților. Am văzut vineri și este drept ce a fost vineri. Să plece copiii înaintea părinților. E drept? Asta este viața care a fost lăsată pentru noi să o trăim în ea. Ai cui ești când ai să pleci? Vreau să vedem în această seară că eu sunt un oarecare, dar în fața ta să stă Iisus Hristos, care este învierea și este viața. Și aș vrea să conștientizăm în această seară în fața cui stăm. Nu este oricine prezent aici. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Nu credem asta, nu? Vă mai dau încă o șansă. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Slăviți să fie Domnul! Vreau să învățăm primul lucru din acest text frumos, din această istorie. Iisus întotdeauna are scopuri diferite față de scopurile noastre. Dacă am citit versetul 3 la 5, vedem și se precizează foarte clar în acest verset și în textul nostru că două versete ne spun cât de mult îl iubește Iisus Hristos pe Lazar, pe Marta și pe Maria. Versetul 3, Doamne, iată că acel pe care îl iubești este bolnav. Versetul 6, deci când a auzit că Lazar este bolnav, și acum după părerea voastră, când îl iubești pe cineva, când îți este prieten și este bolnav, ce faci? Ce a făcut Iisus? Nu, imediat împachetezi tot ce ai, ucenici, haideți, plecăm la prietenul meu, Lazar este bolnav, trebuie să ajung acolo. Nu, nu s-a întâmplat asta. Ce spune Scriptura? Zăbovește încă două zile. Nu este ciudat să-l iubești pe cineva? Toți din jurul, din cetatea aceea știa că Iisus îl iubea pe Lazar, prietenul lui. Și vedem mai departe că atunci când iubești copiii tăi, când îți iubești soția și când trec în suferință, nu așa că faci orice să-i vezi bine. Nu așa că renunți la confortul tău, stai toată noaptea trează să-ți vezi copilul sănătos. Că dacă se neacă și poate să moară acolo pentru că tu n-ai vegheat, ce faci? Și faci tot ce stă în putință. Iisus de cine a făcut așa? A fost prietenul lui. Spune sora lui Lazar mai departe, plină de speranță și nădejde, versetul 32, Maria când a ajuns, a prăbușit la picioarele Iisus. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și ce a spus Maria? Cum ar fi spus și noi astăzi, dacă Iisus trăia în mijlocul nostru. Lazare, stai frumos acolo. Noi trei suntem prieteni cu Iisus. Pe noi trei ne iubește Iisus cum iubește pe puține aici. Se rezolvă imediat. Stai un pic acolo, odihnește-te, îl sunăm pe Iisus, îl chemăm la noi, imediat se rezolvă problema. Nu-ți fă griji, pentru că n-are cum că Iisus te iubește, Lazare. Și ce se întâmplă? Șocant că este, nu apare Iisus. Șocant că nu apare Iisus. Și aici ar trebui să ne punem și noi o întrebare. Noi îl iubim pe Iisus și știm că El ne iubește pe noi. Și cum să nu vină Iisus când noi cerem și noi ne rugăm și noi stăruim, de ce întârzie Iisus? Ne supărăm, ne panicăm, ne pierdem liniștea, nu mai venim la biserică pentru că noi ne-am rugat și noi îl iubim pe Iisus și noi suntem copiii Lui și El ne iubește pe noi, de ce nu vine Iisus? Vreau să vă spun un lucru foarte important în această seară. Vă rog să vi-l notați unde vreți voi. Nu-l uitați toată viața voastră. Fie că ai venit de prima dată în Sion astăzi, să sunteți de acasă ei. Iisus nu este asistentul nostru personal. Nu este. Iisus nu este pentru noi ca să ne umple calendarele pline de zile bune. Să ne dea doar ce este mai bun, ce este mai confortabil, ce este mai plăcut pentru noi. Nu este asta. Și Scriptura nu spune asta despre Iisus. Trebuie să spune că Iisus este învierea și viața. Și scopurile care El le are pentru noi sunt scopuri mai superioare, sunt gânduri mai superioare decât gândurile noastre care le avem noi. Sunt mai importante. Este mai important ce gândește Iisus și ce plan are Iisus pentru viața ta decât ceea ce ți-ai pus tu în minte.
Scopurile noastre sunt de multe ori familia, este luxul nostru, este confortul nostru, este poziția noastră în societate. Știți care este scopul lui Iisus pentru viața voastră? Știți care este scopul lui Iisus pentru viața mea? Versetul 4. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ăsta este scopul lui Iisus pentru tine, pentru necazul tău, pentru problema ta, pentru încercarea ta. Ca slava lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin încercarea ta, prin moartea lui Lazar. Noi când ne-am uitat la Lazar, am vedea numai un mormânt închis, moarte, atât. Iisus Hristos, când s-a uitat la Lazar, a văzut dincolo de mormânt și a spus Iisus, prin moartea lui, Dumnezeu a fost slăvit și asta contează. Noi nu vedem la fel și noi nu putem să vedem la fel. Că niciunul dintre noi nu este ca Iisus. Pentru Iisus a fost mai important ca numele Tatălui, ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat decât confortul nostru pământesc. A fost mai important și totdeauna va fi mai important. Mi-a plăcut așa de mult cuvintele fratelui Florin Pleșa, vineri seara, care s-a repetat toată seara. El rămâne suveran peste toate. De la început până la capăt, el totdeauna o să fie pe tron. La potop a fost pe tron. La holocaust, unde mori 6 milioane de evrei și 1 milion de copii, a fost pe tron. În războiile mondiale, el a fost tot pe tron. Și când o să șteargă toată populația pământului și nu o să mai rămână niciun om pe pământ, el este tot pe tron. Pentru că este Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem odată și pentru totdeauna că nu Dumnezeu a fost creat pentru slava noastră. Nu Dumnezeu a fost creat pentru slava noastră, ci noi am fost creați pentru slava lui Dumnezeu. Hai să nu încurcăm lucrurile. Haide să nu îl punem pe Dumnezeu în o cutiuță și să-l scoatem afară când avem nevoie. Pentru că nu noi suntem importanți aici, în rolul acesta de pe pământ, ci Creatorul, fraților. Mi-a vorbit Dumnezeu. Vine seara la acel privechi și vă întrebați cum să-ți vorbească Dumnezeu într-o astfel. Mi-a deschis Dumnezeu ochii, m-a avut o viziune, o vedenie, cum n-am avut-o de mult. Cum spune psalm, eram aici și parcă visam și vedeam biserica adunată și în locul de Simi care stătea acolo, m-am văzut pe mine și în față vedeam 3 sicrie. Real, nu vă mint. Vă mărturisesc. Și a venit Duhul Domnului și a spus, Ovidiu, uite-te aici, vezi, asta 3 sicrie. Acum o lună, 2 secunde, dacă îmi luam mâna despre circulație și despre familia ta, aici erai tu astăzi. Aici erai tu astăzi. Dar pentru că eu sunt Dumnezeu și te iubesc și îți dau șansă, n-am îngăduit necazul și accidentul ăla mare care a fost în Fierniț. N-am îngăduit. Că mâna mea a fost acolo. Că și fără Dumnezeu nu suntem nimic. Și a spus Duhul Domnului, tu ce faci? Tu de ce nu mai faci nimic pentru mine? Eu am făcut atâta pentru tine. Te-a sunat păstorul de 3 ori să predici, n-ai făcut nimic. Mă scuze și scuze și scuze. Și asta vedeam și ascultam eu aici, la privec vineri. N-am dormit toată noaptea. M-a cercetat Duhul Domnului acasă, și mi-a spus așa, spune bisericii următorul lucru. Atunci când plecați din casă, așa să plecați din casă cum v-ați luat rămas bun pentru ultima dată. Așa să plecați. Și întreabă biserica următorul lucru. Cum oare își va trăi viața dacă știi că fiecare despărțire între familie, între ei, va fi ultima pentru totdeauna? Vă întreb astăzi. Mi-am pus mie întrebarea. Cum ar fi ca în fiecare dimineață să îmbrățișez copiii când pleacă la grădiniță? Parcă ar fi fost ultima dată când îi mai văd. Cum i-aș îmbrățișa? Cum aș vorbi cu ei? Cum aș vorbi cu soția mea când plec din casă sau când vin acasă, când știu că poate este ultima dată când o văd? Că ziua de mâine nu este a nostru, nu este a noastră, nu este a mea și Dumnezeu este tot suveran. Și nu-mi dă socoteală mie de ce a făcut asta și de ce a făcut asta, că este tot suveran. Cum ar trebui să fim noi ca creștini? Cum ar fi noi ca biserică când știm că poate când plecăm afară, duminica viitoare, nu mai suntem în numărul ăsta?
Cum am vorbit unul cu altul? Cum ne-am sunat în timpul săptămânii știind că poate este ultima dată când stau lângă Cosmin pe bancă? Cum am trăit noi? Vreau să vă spun că trăim prea sigur pe acest pământ, dragilor. Trăim prea sigur pe ziua de astăzi și pe ziua de mâine și pe săptămâna viitoare și pe anul viitor. Când ne-a arătat Dumnezeu că nu este așa. Poți să pleci la orice oră, nu ești nimic alături de Dumnezeu decât atât și te-ai dus. Treci prin situații dificile, dragii mei, dar pentru slava lui Dumnezeu, pentru că El are planuri mărețe pentru noi, în criza în care ești, în boala care ești, în îndurarea ta, în necazul tău, ai șansă să-L slăvești pe El. Pentru că Iisus spune așa, tu când L-ai ales să slujești pe El, tu nu L-ai ales să slujești pentru scopurile tale private. Tu când L-ai ales să slujești pe El, ai spus că slujești pentru scopul Lui. Amin? Nu pentru interesele tale, pentru ce este El. Tu nu slujești ca tu să fii înălțat. Tu nu cânți ca tu să fii înălțat. Tu nu predici ca tu să fii înălțat. Tu nu vii la biserică ca tu să fii înălțat. Și tu când ai decis aici în baptistieră să slujești lui Iisus, ai decis ca El să fie înălțat în fiecare clipă din viața ta. Și fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Parcă așa a făcut Iisus cu Lazar, tot mai ca să întârzie mai mult. A mers mai încet. A întârziat mai mult. S-a găsit să găsească să predice, să mai învețe pe unul pe altul. De ce? Să plângă Maria mai mult? Să plângă Marta mai mult? De ce a întârziat Iisus? Să spună el în jurul lui, ia ultele și pe pocăitul. A fost cel mai bun prieten al lui Iisus și acum moare. Unde-i Dumnezeul lui acum? Prietenul lui Lazar, nu? Știți de ce a întârziat Iisus? Ca minunea să fie mai mare. Ca miracolul să fie mai puternic. Pentru că nu-i tot una ca Dumnezeu să te vindece de gripă și nu-i tot una ca Dumnezeu să te vindece de cancer. Nu-i tot una ca să ai dureri de cap și să te rogi și Dumnezeu să te vindece și nu-i tot una ca să ai cancer la creier și Dumnezeu să te vindece. Pentru că cu cât minunea este mai mare, cu atât mai mult este glorificat Dumnezeu. Și asta este important în ochii Lui, ca El să fie glorificat prin viața noastră, prin suferința noastră și prin necazul nostru. Îmi place foarte mult de Psalmul 23. Psalmul 23 spune, când trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Eu mi-am pus întrebarea, ce e valea umbrei morții? Nu-i valea morții. Nu-i valea morții, nu vă fie frică, că dacă ați trece prin valea morții, n-ați mai ieși înapoi afară. Este o umbră a morții prin care treci și guși doar dintr-o umbră. Vreau să spun, umbra unui om aici pe perete nu a nimicit pe niciunul. Umbra unui om n-a bârfit pe niciunul. Umbra unui om nu jignește pe niciunul. Umbra unui câine, umbra unui leu nu mușcă pe niciunul, umbra. Nu vă fie frică că eu sunt cu voi. Iisus Hristos este cu noi. Viața și autoritatea puterii Lui este aici prezent. Ce facem cu Iisus Hristos? De multe ori Iisus face școală cu noi. El este profesorul. Ne dă lecții în fiecare zi. Și toată viața noastră pe acest pământ este o școală în marele plan al lui Dumnezeu. Știți cum este la școală? Aduceți-vă un pic aminte. Prima parte, cine învață? Profesorul. Iisus Hristos te învață, că ești tânăr. Dar vine o perioadă în viața ta când te cheamă la tablă și ce trebuie să dai? Dai examene. Vreau să te întreb la examene. Cine vorbește și cine tace? Că până la examene vorbește profesorul și tac elevii. La examen vorbesc elevii și tace profesorul să uite la tine. Dați-mi voi să vă spun, învățătura este din cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Asta este o școală pentru noi. Învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Dar tu astăzi când pleci afară, pe tine poate mâine te așteaptă examenul. Și tu plângi și spui, Doamne, ce faci cu mine? Nu-mi răspunzi, nu ești aici. Ba, Dumnezeu este acolo, dar tu ești la examen. De ce tace Dumnezeu? Dumnezeu a vorbit atâta vreme și acum ești tu la examen, fratele meu. El tace ca să vadă ce ai învățat tu din învățătura Lui și cum te descurci. De asta tace Dumnezeu. Ca să te lase pe tine să-ți dai examenul. Și când ți-ai dat examenul, intervine înapoi Dumnezeu în viața ta și prea mai departe controlul și te mai învață. Un alt lucru, o altă lucru deosebit care vreau să-l învățăm această seară, nu doar că are scopuri diferite, El are o autoritate diferită, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 21, Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu.
Maria, când a ajuns, a spus: dacă n-ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Versetul 37. Unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca omul acesta să nu moară. Acolo unde a fost, la 3 km departe de Betania, nu putea să spună Iisus: Lazar, învie. Nu s-a putut? A mai făcut așa. După moartea lui Lazar, dragilor, la cele două femei, la cele două surori, s-a dus toată speranța din viață, toată nădejdea de viață. De ce? Pentru că două femei dependeau de un singur bărbat. Nu era ca astăzi, îți moare bărbatul, dacă ești asigurat bine la bancă, iei 200.000 de euro, îți plătești banca, îți plătești casa, îți plătești mașina și nu ai probleme. Pe vremea aceea nu era așa. Murea bărbatul din casă, el ducea casa. Și în unele culte, nu la evrei, în unele culte pe vremea aceea, când murea bărbatul, îngropeau pe femeie împreună cu bărbat. Că trăia femeia care era moartă, era egal. Îngropa femeia împreună cu bărbat. Pentru că femeia e fără bărbat. Nu s-a descurcat și nu avea nicio șansă de supraviețuire. De asta erau disperate Marta și Maria. Ce facem acum, Doamne? Și ce a făcut ele? Ce facem noi astăzi? Și cine arată istoria că n-am învățat nimic de atâția ani? Marta, Maria, iudeii îl limitează și limitează autoritatea și puterea lui Iisus, cum o limităm și noi astăzi. Da, Doamne, vrem pe Lazar înapoi, dar să aduci o speranță, că este mort. Ce mai faci acum? E mort de 4 zile, ce mai faci? Nu se mai poate face nimic. Și noi înșine astăzi îl limităm pe Dumnezeu în puterea Lui. Noi astăzi îi tăiem din puterea Lui Dumnezeu și tătăiem că nu mai poate să facă Dumnezeu asta. Fals! Este Dumnezeu creator și atotputernic și divin. Face totul și totul este posibil la El. Am postit, ne-am rugat, am făcut ungere, am făcut încă ungere, am pus mâinile cu toată biserica. Nu se mai poate face nimic. Dacă Iisus nu mai poate face nimic, cine poate? Iisus este învierea și viața. Și ce este dureros? Nu că avem mulți morți astăzi, morți trupești, dar avem morți spiritual. Dar mortul este mort. Și avem morți din ăștia care au pașapoarte și umblă printre noi. Și sunt toată țara acest morți. Și vrei să vorbești cu el și nu-ți răspunde. Vrei să-l suni, nu-ți răspunde. Treci în biserică pe lângă el și nu te bagă în seamă că e mort. Pe cum să te bagi în seamă un mort? Cum să vorbești cu un mort? Că e mort. Fie că e fizic, fie că e spiritual. E mort, că duminică pleacă la Flomar, că trebuie să-și cumpere mașină și roți și n-au apucat sâmbătă. Și... e mort, pentru că un mort. Și zic, asta e diferența între un mort și un viu. Mort nu mai simte nimic. La mort îi dau o palmă, nu-ți dă încă o palmă înapoi. Îl poți să-l lauzi, îl poți să faci ce vrei cu el, nu-ți spune nimic înapoi. Și din păcate sunt prea mulți morți spirituali. Pentru că nu ne mai mișcă nimic în biserică. Eram acum cu câteva săptămâni la stație în spate, mi s-a întâmplat o greșeală și a făcut un țiuit din ăla așa urât. Tăți s-a sorit în picioare. Trebuie să ajungem până acolo ca să ne miște ceva în biserică. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai mișcă nimic. Suntem morți. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu ne plictisește și nu ne mai mișcă, să nu credem că într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu și vom avea pretenția să intrăm acolo să-i cântăm laude. Nu. Și este trist că noi credem că Dumnezeu are autoritate și putere numai atunci când avem și noi un picus de control. Da, Doamne, eu cred că poți să-mi dai bani, mai am 5 euro în buzunar și cu ăștia 5 euro tu faci 5.000. Credem. Credem că tu poți să mai dai pâine în casă, mai este un pic de un de lemn, un pic de făină, un pic de ulei și credem că tu mai poți să faci ceva. Și ce spune Scriptura? Că Iisus poate să facă orice din nimic. Dumnezeu a creat universul și n-a fost nimic atunci. Nu este El suveran? Spuneți-mi, cine a mai creat ceva din nimic? Ce doctor v-a dat ceva din nimic? Nimeni în afară de El. Hristos a înviat prin propriile Lui puteri. Nu o trebuie să-L scoată de acolo. De ce? Că El este viața și învierea. Hristos nu l-a înviat pe Lazar dintr-o moarte clinică din asta jumate. Nu l-a înviat din comă. Era mort de 4 zile. Vreau să te întreb foarte serios în această seară. Cât este limitat Iisus în viața ta? Până unde te poți duce cu Iisus? Care o limită? Pentru că nu mai crezi. Pentru că dacă noi cu toții am crede
Astăzi erau mari semne și minuni aici. Știți de ce? Că El nu s-a schimbat. A plecat la cer, a venit Duhul Sfânt, dar este tot Dumnezeu. Aceeași putere, aceeași autoritate. Vreau din nou în această seară să-ți îndesc privirile spre Hristos, dar așa cum este El, în autoritatea Lui și în puterea Lui. Vreau să trec mai departe și să mă apropii de încheiere. Și ultimul lucru, punctul 3, Hristos are mijloace totale diferite față de noi. Adică puterea cuvântului Său. Spune în versetul 43, după ce piatra este dată la o parte și Iisus poruncește, Lazăre, vino afară. Acel care a fost fără viață, acel care a fost fără speranță, acel care a fost mort. Și ce interesant, ce am spus eu înainte. Păi dacă este mort, păi pot să-i cânt și să-i vorbesc cât vreau. Mă aude mortul. Pot să-l scutur cât vreau, mai aude, mai simte ceva mortul, nu. Și ce interesant, că Lazăre era mort de 4 zile. Și Dumnezeu spune, vino afară și mortul aude. M-ați înțeles, fraților? Mortul aude cuvântul Creatorului Divin. Nu este interesant? Nu aude cuvântul unui învățător. Puteau toți ucenicii să stea în fața mormântului, să strânge ca Lazăre să iasă afară. Nu ieșea Lazăre afară. Iisus n-a făcut mișlociri și strigăte și cântări și n-a făcut acolo seri de stăruință și săptămâni. Și ce a spus Iisus? Pentru că El, cum am spus la început, are autoritatea divină și are mijloace diferite, adică cuvântul Său. Și acel cuvânt care a fost creație, acel cuvânt care a fost putere, acel care a fost suflare de viață, a fost și acolo. Iisus a spus numai 3 cuvinte. Lazăre, vino afară. Lazăre, vino afară. Asta a fost autoritatea lui Iisus Hristos. Și ce este și ce nu mai vedem noi astăzi? Și de ce ne încurcăm noi? Cuvântul lui Dumnezeu și acest Dumnezeu este astăzi aici. Și astăzi poate să spune ție, vino afară, trezește-te. Cine va da piatra la o parte pentru tine? Iisus n-a dat piatra la o parte, a lăsat pe ei să dea piatra la o parte. Și de ce? Ca să le vadă credința lor. Ca să le vadă dacă sunt stare să dea piatra la o parte sau nu. Mă, ăștia cred? Ăsta nu cred. Vreau să vă spun ceva de la evrei, că toate lucrurile vin de la evrei. În evrei învață și am învățat de la ei că se îngroapă mortul la 3-a zi. 2 zile de priveghi. Și evreii știu că sufletul mortului, ascultați-mă bine, evreii știu că sufletul mortului timp de 3 zile încă se mai plimbă pe undeva așa, mai pleacă pe cetățile prin care au fost, mai vizitează neamuri și așa, da? Și poate în 3 zile, spune evrei, să duce înapoi în trup. Și de aceea numai 4-a zi îl îngroapă. Îl bandajează și așa mai departe. Este fals, dragilor. Țin minte, eram la țară. Eram tânăr din școală, plecam în România în concedii cu colegi și se întâmpla că în orașul acela a murit cineva. Am fost copii acolo, ne-am strâns, am fost la mormântare. Seara am dormit într-o cameră, așa, ne uitam unul la altul, mă, dacă mort acum e pe aici, pe undeva, dacă se mai plimbă, era casa vecină, tremuream toți. Ba spune unul, mă, s-aude ceva. Păi parcă am văzut ceva, era mort noi imediat. Noi eram toți albaștri la față, ne uitam unul la altul, mă, ce cu mortul ăsta? Este fals, dragilor. Nu mai spăreați copiii. Nu mai vine niciodată înapoi mortul. De ce? Că dacă este în iad, nu sare groapa aia imensă. Nu o sări mortul de acolo. Din rai, din iad, nu poți să ajungi în rai. Și dacă este în rai, păi după ce să mai vină înapoi? După ce să vină la trupul ăsta putră de albastru, cum arată și gras și slab și cum este și la lumea asta, după ce să mai vină înapoi? Datorită căldurii și umedității în zona aceea, dacă murea omul dimineața, erau diferite zone, dacă murea dimineața, trebuia până seara să-l îngroape, pentru că intra deja în putrefacție. Și Lazăr după patru zile, deci nu în prima zi când deja mirosea și începea așa, dintr-o dată se prezintă Hristos în fața mormântului cu autoritate, medicul suprem și spune așa, cine este acolo? Păi domnule, de 4 zile, cine este acolo? Păi n-are puls de 4 zile. Creierul nu mai dă semnale așa. Linie continuă, așa, continuă. Nimica, nu mai mișcă nimica. Rinichi distruși, inimă distrusă, plămâni nu mai are, păr nu mai are, unghii nu mai are, dinți nu mai are în gură. Cine e acolo, a spus Iisus? Este Lazăr, pe cel pe care îl iubești. Știți care este diagnosticul lui medicul suprem?
S-a întrebat Iisus vreodată cum va face el? Diagnosticul lui Iisus a fost ăsta: Lazare, vin afară. Lazare, vin afară. Când toată lumea se uită cum a făcut asta, Iisus, fraților, nu are limite. Iisus precizează, și am ascultat asta și mi-a plăcut așa de mult ideea, că dacă Iisus nu spunea Lazar, dar Iisus nu face rășeli. Dacă spunea ieși afară, ieșeau toți morți afară. Iisus a spus, voi ceilalți stați acolo. Lazar, astăzi numai tu, hai afară. Cum credeți că a ieșit Lazar afară? În ce stare trupească? Acum gândiți-vă, 4 zile. Cum spun copiii, acei zombi care vedeți de 1 octombrie imediat pe la ușile voastre, jumate carne, jumate așa, atât, așa a ieșit Lazar afară. Păi fugeau toți de acolo. Cine se mai întorcea la Dumnezeu dacă ieșea Lazar afară? Și ce cred eu? Pentru cel care este Dumnezeu, care a făcut tot trupul omenesc, Lazar a ieșit afară cu piele de bebeluș așa catifelată, cu față frumoasă, plin de păr, pe cap, nici carii n-avea în gură. Așa cred eu că a ieșit Lazar afară. Nici o zbârcitură, nici o zgârietură, o inimă nouă care să pumpeze, nu vene infundate de colesterol, nimic, era un trup slăvit, un trup nou făcut de însuși Creatorul pentru el. Și cu acest trup s-a prezentat Lazar la oamenii de acolo, și când oamenii l-au văzut pe Lazar, bă, ia că mai are inimă, ia că are piele, ia că tot e ok, tot arată ca Lazar, cum știm noi, încă este sănătos și bine, s-au întors și au crezut în el. Că dacă Lazar ieșea în putrefacție lui afară, nu mai era astăzi orașul Lazar, era oraș gol acolo. Nu mai trăia nimeni acolo astăzi. Cuvintele care le-ați auzit astăzi din Biblie, cuvintele care le-am predicat, cuvintele care se predică de ani de zile în biserica aceasta, nu sunt cuvintele unui predicatori. Nu sunt cuvintele oricare așa scoase. Sunt însuși cuvintele lui Iisus Hristos care au putere. Eu știți ce cred? Am spus pe la urmă așa. Cred dacă l-au fi ars pe Lazar și erau numai praful ăla acolo pus în mormânt. Când Iisus Hristos spunea, Lazar, vine afară. Din praful ăla se făcea un Lazar nou și ieșea afară. Asta cred eu. Pentru că Iisus Hristos n-are limite. Vreau să vă spun că într-o zi toți vom pleca de pe pământul acesta. Nu putem să păcălim moartea. Toți suntem datori cu moarte. Și îmi place să spun așa de multe ori. Poți să ai sicriu de marmură sau de aur, să